Bună, eu sunt Mimi. Eu sunt Thais. Eu sunt Levin. Și împreună vă spunem bun venit la Căsuța cu idei! Dragilor, în această ediție am ieșit din platoul de filmare. Ne aflăm acum pe malul unui lac din județul Ilfov, iar puțin mai târziu vom intra și în pădure, deoarece în această ediție dorim să vă prezentăm mai multe idei de activități pe care le puteți face în natură, în aer liber. Tot fel de jocuri, activități practice, mai târziu vom avea și tutoriale și alte rubrici, însă acum hai să luăm o pauză, urmărim rezumatul acestei ediții, apoi revenim aici. Am revenit, suntem la malul lacului și pentru prima activitate am fost să culeg aceste frunze care sunt specifice zonei de apă. Poate puțin mai târziu o să le și identificăm. Vrem să facem câteva activități legate de apă și o să mă las puțin și o să vă rog și pe voi să vă lăsați pe iarbă ca să ne uităm la cărțile din care ne putem inspira. De exemplu, aici din cartea aceasta pe care am mai arătat-o și în alte ediții, Meșterește acasă cu Findus, avem o pagină cu tot felul de idei de plute sau de bărcuțe pe care le putem face. Noi vom încerca două modele de aici și te rog pe tine, Thais, să-mi dai și cealaltă carte, pentru că și de aici, din cartea În natură, jocuri și activități de explorator, am ales două activități, una legată de măsurarea apei și tot așa o plută, de data aceasta cu scoarță de copac. Cum am putea proceda? Dacă ar fi, de exemplu, să luăm o frunză și să ne inspirăm de aici din prima imagine, ni se spune că trebuie să tăiem frunza și voi, dacă veți alege să faceți activitatea aceasta sau voi acasă, să fiți foarte atenți cu instrumentele tăioase sau să rugați un adult să vă ajute. Blochez lama cutterului, fac o tăietură, iar apoi aici mi se spune că vârful trebuie să intre pe aici. Fac o tăietură și pe mijlocul frunzei, dar nu prea mare. Introduc vârful prin zona crestată. Trag. Și s-a făcut o buclă. Iar partea aceasta ar putea să funcționeze ca o carenă și să ajute bărcuța noastră să nu se răstoarne. O să o punem puțin mai târziu și pe apă. O altă variantă ar fi să tăiem niște stuf sau trestie sau alte rămurele din acestea tubulare, eventual să fie goale pe interior, și să trecem niște bețe prin ele. Te rog, Thais, de acolo să alegi tu niște bețe de frigărui și pe tine, Levi, o să te rog să mă ajuți să tăiem frunzele în bucăți. Uite, ține tu cu mâna de aici. Așa. Iar apoi să tăiem și de aici. Așa.
Bun, ce vreau să facem acum? Să vedem dacă putem să introducem bețele de frigărui aproape de marginea acestui bețișor. Împingem. Și apoi continuăm cu următorul. Și punem așa cam 6 bețișoare mai groase. Te rog pe, pe tine, Thais, să faci lucrul acesta. Așa. Iar aici să vedem dacă reușim să îndoim. Uite, pe tine, Levi, te rog să continui aici. Am fost să culeg câteva frunze, iar acum aș vrea la o bucată de scoarță, de copac, să fac un fel de pânză, așa că voi fixa o frunză cu o bucățică de bandă dublu adezivă sau puteți să puneți un alt adeziv și să faceți o mică plută cu pânză. Suntem gata cu ceea ce am lucrat. Avem două modele de plută aici la Levi, cea cu scoarța și cea cu tijele de la floarea aceasta. Și vom merge pe malul lacului, dar o să vă rog să nu vă aplecați peste bordură, să încercăm să le lansăm, să vedem care plutește și care nu. Haideți cu noi la lac! Așa. Hai să le punem pe rând. Da. Mai întâi pune Levi una. Așa. A luat un pic de apă, dar ia să vedem. Plutește. Exact, plutește. Acum să încercăm pe cea cu frunza aceea cu buclă. Trebuie să fie cu partea ascuțită în jos. Poți să ții eventual de buclă de sus. Așa. Așa. Perfect. Se pare că nu a fost ce trebuia. Dar plutește. Plutește mai culcat, așa. Important e că nu se scufundă. Acum este rândul tău, Levi. Așa, încet, exact. Și apoi o împingi ușor cu degetul spre larg. Oh. Aprins și apă. A prins puțin, dar uite, văd că se ține bine la suprafață. Oare cum bate vântul? Deci sunt împise de vânt. Iar acum să o vedem pe a lui Thais, să vedem dacă rezistă și pânza sau vela făcută din frunză. Aoleu! A luat un pic de... Uite, împinge vântul! Dar vântul vine de acolo, că acolo e cascadă. Nu știm dacă e cascadă, dar probabil că este și aici un mic curent de aer, că altfel nu s-ar plimba ea așa de una singură. Mamă, cum se strânge pe ei! Oare ce insecte ar fi acestea? Păianjeni de apă. Poate păianjeni de apă. Deci că sunt țânțari. Seamănă și cu țânțarii. Thais, că ești tu mai aproape, poți să numeri câte picioare au? 4. 6. 4. Eu văd de 6.
Uite-te la... Mai, uite, e și unul mai aproape da, de noi. Da, sunt patru, dar eu am numărat cu antenuțe. Mm-hmm. Și astea a făcut curbă. Suntem gata cu cele patru idei de plute și vă propunem o altă activitate legată de apă. Poate o puteți face la malul unui lac sau la un râu. Și pentru această activitate veți avea nevoie de o ruletă, de o piatră și sfoară și eventual dacă sunteți undeva într-un loc mai înalt sau vreți să măsurați mai în larg, aveți nevoie și de un băț de capătul căruia să legați capătul sforii. Am împachetat ca un cadou această piatră, am legat-o așa bine de tot cu sfoară. În cazul în care alunecă, mai puteți să fixați cu banda adezivă și vrem să aflăm, să măsurăm adâncimea lacului. Cât de adânc ar putea să fie așa, dacă ar fi doar să ne uităm câți centimetri credeți că sunt aici, în zona aceasta, până la fundul lacului, până la sol. 100 de centimetri. 100 de centimetri, cam un metru. Tu cât dai? Vreau 2 metri, 3. 3 metri? Mi-e teamă că n-am o sfoară atât de lungă, dar uite ce putem să facem. Măsurăm cât am eu acum sfoara și în cazul în care simt că nu a atins încă baza, fundul lacului, revenim în altă ocazie cu o sfoară mai lungă și reluăm măsurătoare. Deci, activitatea este foarte, foarte simplă. O să las să cadă piatra în apă. În momentul în care simt așa la mână că nu mai are unde să cadă, că a ajuns la fundul lacului, scot și apoi o să măsurăm bucata de sfoară udă. Da? Ce e ud? Înseamnă că a fost în apă. Hai să vedem. Ușor, 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 dăm drumul. În momentul acesta simt că a atins și scot. Iar pe voi o să vă rog să mă ajutați cu măsuratul. Puneți, vă rog, microfoanele pe iarbă. Așa. Ia leviturileta. Aici e uscat. Uite, de aici se simte ud, da? Bun, deci tai, las-o pe Tai să țină de aici. Tai ține asta. Așa, și tu du-te până jos și măsoară și ne spui... Nu, 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 nu ridici piatra, ci tragi de ruletă, mai trage un pic, mai ridică tu, Thais. Deci unde ajunge piatra, da? Unde se termină piatra. Că și piatra a ajuns pe fund. 1 metru și 14 centimetri. 1 metru și 14 centimetri. Cine a dat estimarea că 100 de centimetri? Eu. Ai fost cel mai aproape. Tu cât dădusei? 3 metri. Bun, cam 3 metri. A fost o estimare, ne-am dat cu părerea, dar ca să și aflăm cifre concrete, am apelat la genul acesta de măsurătoare, o activitate cu materiale foarte simple. O piatră, o sfoară și eventual un băț dacă vreți să puneți de capătul sforii. Vă mai trebuie o ruletă sau un centimetru și... Gata, am măsurat. Vă invit și pe voi să puneți în aplicare ideea aceasta, dar să știți că mai avem și altele pregătite pentru voi, așa că vă invit să mai urmărim o altă rubrică, iar apoi ne întoarcem aici pentru noi idei de activități. Este momentul pentru activitatea practică și vă propun să decorăm un mic cufăr, o cutiuță, cu scoici. O să avem nevoie de următoarele materiale. Bineînțeles, cufărul care poate fi din lemn sau metal, acesta cred că este din MDF. Mai avem scoici și melci și o steluță de mare pe care o vom lipi cu pistolul de lipit cu plastic și rezerve în acestea de silicon, șervețele tot de rezervă. Iar pentru decor vom mai folosi spray-uri.
de culori mai închise și o substanță care funcționează ca un adeziv pentru foița aceasta aurie. Este momentul acum să trecem la treabă și să vă arăt pas cu pas ce veți avea de făcut. Ca prima etapă am putea să folosim o șurubelniță și să scoatem elementele de metal, cum ar fi sistemul de închidere și balamaua din spate, dacă dorim ca acestea să nu-și schimbe culoarea. Dar dacă nu mă deranjează că atunci când o să pulverizez culoare se vor colora și ele, atunci le pot lăsa acolo. Aș vrea ca pe capac să fac un colaj cu scoici și melci și încerc să pun de probă cam ce scoici ar fi potrivite aici. Nu foarte mari, de exemplu un astfel de melc ar acoperi aproape jumătate din suprafața cutiei și mi se pare mult prea mare, dar poate scoicile din interior ar fi mai potrivite. Voi folosi pistolul de lipit cu plastic și voi aplica mai întâi plasticul acesta lipicios pe capac, iar apoi pun melcul, dar așa cum vă spun de fiecare dată, să fiți foarte, foarte atenți când lucrați cu instrumente ascuțite sau cu materiale fierbinți, cum ar fi pistolul acesta de lipit cu plastic. Nu puneți mâna sub nicio formă pe adeziv sau pe zona aceasta din vârf, pentru că este foarte, foarte fierbinte. Am terminat de lipit și aș putea să las și varianta aceasta în natur. Scoicile și melcii au deja o cromatică frumoasă și pot fi lăsate și în felul acesta, doar că mă deranjează felul în care se vede adezivul și aș vrea să încerc și varianta în care toate au aproape aceeași culoare și las mai puțin să se vadă din culorile scoicilor și ale melcilor. Iar pentru aceasta am pus dedesubt un carton ca să protejez suprafața de lucru, voi agita un tub de spray și apoi voi pulveriza. După ce se usucă spray-ul și puteți să vă ajutați și de un uscător de păr în acest proces sau să lăsați să se usuce liber, dați cu soluția aceasta. Este un adeziv pe bază de apă pentru foițe cu aspect metalic. Le lăsați să se usuce aproximativ 15 minute, lăsați acest adeziv să se usuce sau tot așa vă ajutați de un uscător de păr, iar pe suprafețele date cu adeziv, care au rămas puțin lipicioase, se aplică cu grijă foița aceasta, se apasă ușor cu degetul și apoi se îndepărtează resturile cu o pensulă moale. De exemplu, aici voi pune puțin, apăs. Pot să rup ce a rămas nefolosit și continui așa pe toate suprafețele. Acum vine partea mai migăloasă, pentru că va trebui să îndepărtez ușor cu pensula toate resturile și să trec pe fiecare suprafață, să dau la o parte ceea ce nu s-a lipit.
Este gata, așa arată după ce îndepărtez resturile de foiță de aur. Bine, este metalică și are aspectul acesta auriu, nu este aur real. Aș fi vrut doar câteva accente, se pare că am pus mai mult adeziv decât imaginam eu. Voi puteți să puneți doar aici, colo sau cum vi se pare mai interesant. Am dat cu pensula și pe suprafața cutiei. Am făcut câteva linii și puncte, ca și cum ar fi zona aceasta de cufăr din acela mai vechi, antichizat. Și pot pune aici în interior ori alte scoici, melci dintr-o colecție sau pot pune un cadou pe care îl ofer sau mici amintiri din călătoriile pe care doresc să le fac. M-aș bucura să puneți și voi această idee în aplicare și dacă alegeți să faceți acest lucru, nu mai rămâne decât să vă urez spor la lucru! Pentru următoarea activitate ne propunem să fim exploratorii pădurii și să identificăm minimum 3 plante, pot fi arbuști, arbori sau plante mai mici, după frunze. Avem și un determinator de plante și animale, acolo avem determinator de insecte. Dacă în drumul nostru mai găsim insecte, păsări sau alte aspecte interesante din natură, ne vom opri să le identificăm și să le admirăm. Copii, hai să mergem! Am găsit vaca domnului. Da, este o insectă, exact cea de aici din cartonașele acestea din imagine și este în ordinul Hemiptere, așa scrie aici. Și se găsește pe sol, sub tei, salcâm și în albe, iar acum suntem într-o pădure care are predominant arbor de tei. Bravo, să fii cu ochii în patru și să mai găsești și alte insecte. Am găsit una din cele trei plante, frunza. Frunza, arată-mi o frunză și să vedem de la ce plantă ar putea să fie. Ok, acum e ruptă, dar altă dată o putem lăsa acolo sau luăm una care e deja căzută pe jos. Bun, cam sub ce formă se găsește frunza aceasta? Inima. Exact, o frunză în formă de inimă, e foarte bună observația, sunt și nervuri, verde închis. Hai să ne lăsăm un pic pe sol aici, să căutăm un determinator. Avem și vizitatori, arbuști mici, nu e de la arbuști mici, pentru că, ia uitați, este un arbore foarte înalt, da? Ia uitați, vedeți frunza aceasta de aici? Da. Și dacă ne uităm pe jos, uite, se mai găsesc și resturile acestea, sunt ca niște frunzulițe mai înguste, în capătul căreia se formează florile și apoi fructele. Deci avem... Care fructe? Teiul cu frunză mare. Fructul de tei e ca o biluță rotundă. Deci acestea sunt florile. Asta? Care s-au... Nu, e de la zarzare sau corpăduș. Florile care s-au ofilit, iar apoi se vor forma biluțele acelea. Uite-le pe acestea de aici din carte. Vezi? Imaginea aceasta și aceasta. Acestea două sunt de la tei. Hai să mergem mai departe, să vedem ce mai găsim. Oh, îmi place că ai fost atent. Super! O frunză foarte, foarte bună. Ce formă are? Tot de inimă? Nu. De stea. Nu e chiar de stea, ci... Ține-o tu puțin. De coroană. Coroană, dacă ar avea și așa ceva de jur împrejur. Ci înseamnă mai mult cu o palmă. Se numește frunză palmată. Da? Și dacă ar fi să căutăm în carte o plantă cu frunză palmată, da, uite, asta. Avem paltinul de munte, nu, nu e aceea, seamănă puțin cu aceasta, dar uite și asta e, parcă e un pic și mai țepoasă, vezi, e bine să fim atenți la detalii. Nu am găsit exact imaginea cu frunza aceasta, dar cel mai probabil face parte din familia arțarilor, probabil un arțar de câmp, nu l-am găsit aici în determinator, mai căutăm și în alte cărți. Foarte bine, am găsit deja tei, arțar de câmp, măcar încă o plantă, să vedem dacă mai găsim, bine?
Vă uitați după alte tipuri de frunze. Wow, niște ochi de vulturi. Cum este frunza aceasta? Față, la formă mă refer. E curbată. Curbată, dar e așa rotundă ca un cerc? Nu. E ca o inimă? Nu. Se numește lobată. Vă gândiți la lobul acesta al urechii? Da. Ca și cum ar fi o frunză cu multe urechiușe. O frunză lobată, aceasta bănuiesc că este de la un arbore cu S. E destul de tare, un pic lucioasă. Ce arbore cu S cunoașteți? Vă mai dau un indiciu? S, T. Stejar. Stejar! Exact. Hai să ne uităm în carte după un stejar. Exact, stejarul. Este un copac cu înălțime până la 40 de metri, cu trunchi scurt și coroană largă, scoarță gri închis cu crăpături adânci. Se vede pe aici stejarul din care a căzut? Nu, că a fost cred că a fost adus de vânt. Probabil a fost adus de vânt. Sunt mai mult tei aici în jurul nostru, dar sigur este un stejar în apropiere, pentru că altfel nu ar fi fost frunza lui pe jos. Deci, frunza de aici. Aveți idee ce fructe face stejarul? Imaginile de la stejar sunt cele de aici. Pac, pac, pac. A, ghinde. Exact! Stejarul face ghinde. Foarte bine. Ei, acum o să mergem, hai să ne ridicăm și mergem spre alte locuri de aici, din pădure, să vedem ce mai găsim. Și în cazul în care ne mai atrage ceva atenția, mai facem un pop-up. Pentru următoarea activitate am adus mai multe frunze, sunt ramuri de iederă și vom mai avea nevoie de un ghemcoață și o farfecă și, așa cum vă spun de obicei, cei mici să fie foarte, foarte atenți atunci când lucrează cu instrumentele tăioase sau ascuțite. Vă propun să facem o coroniță din frunze, dacă tot vorbim despre natură și despre activități care se pot face în natură, sau luați aceste elemente din natură și lucrați cu ele acasă. Una dintre variante, ce am găsit într-o carte, spune să rupem frunzele și să facem coronița prinzând frunzele unele de celelalte cu ajutorul unor ramuri care intră așa ca un fel de bold, doar să putem prinde frunzele unele de celelalte, ori așa, după codițe, ori așa pe lățimea lor. Sau o altă variantă, dacă avem niște rămurele mai flexibile, cum sunt rămurelele acestea de iederă, le putem curăța înainte. Eventual, dacă vedem că au și puțin praf pe ele, le putem pune sub duș sau sub jet de apă rece ca să le curățăm, apoi le uscăm și ne gândim cum le-am putea folosi, în așa fel încât să facem o coroniță din ele. Le aleg pe cele cu frunza verde închis. Mi le sortez puțin să văd după dimensiune și după cât de bogate sunt fiecare, ce aș putea folosi. Am și iederă din aceasta variegată, cu verde închis și alb pe mijloc. Încep cu acestea și le prind în capăt cu puțină ață. Pun firul aici, apoi celălalt capăt îl trec pe după ramuri, pe sub frunze. Și cu capătul rămas liber voi face un nod, eventual un nod dublu ca să țină mai bine. Aceasta este baza de la care pornesc. Bun, și acum voi așeza pe masă cele trei
ramuri și încerc să le împletesc între ei ca și cum aș face o codiță. Aduc din lateral pe mijloc. Mereu firul din lateral îl aduc pe mijloc. Și am grijă ca frunzele să rămână în exterior ca să se vadă frumos. Înainte să se termine, vin cu o completare. Pun partea aceasta undeva unde este deja împletit, în așa fel încât să se agațe și apoi continui. Când am ajuns la etapa aceasta, mi se pare că ar fi o lungime destul de bună pentru ce am eu nevoie, dar mai bine fac o probă în funcție de circumferința capului persoanei care va purta coronița. Iar apoi, părțile acestea rămase libere pot fi răsucite și apoi legate. Este gata, am încercat să ascund capetele rămase libere, iar apoi facem și o probă. Cam așa ar arăta o coroană din frunze. Puteți să adăugați și flori, bineînțeles, dacă doriți. Important este să vă dezvoltați îndemânarea, să lucrați cu elemente din natură și apoi puteți să faceți și o sărbătoare a verii, poate sărbătoarea toamnei, dacă alegeți să faceți în alt anotimp această coroană, această coroniță din frunze, iar apoi să vă jucați, să vă bucurați împreună cu prietenii voștri. Mult spor, la treabă! Este momentul pentru joacă. Vreți să vă dezmorțiți puțin și să vă jucați? Da! Uite, când eram eu mică, îmi plăcea să folosesc astfel de țevi. Știți ce este asta? O bucată de hârtie. Exact, o bucată de hârtie răsucită sub forma unui cornet. Și dacă introduc cornetul pe aici și suflu, vă place? Da! Cum se procedează? Luăm o fâșie mai îngustă de hârtie, o ținem de un colț cu degetul arătător și degetul mare, da? Apoi răsucim, să semene cu un con foarte lung și ascuțit. Trag așa cu degetul de la mâna dreaptă, ups, nu-i nimic, o răsucim din nou. Nu trebuie un cornet foarte lung. Bucata aceasta, care e foarte mare, o rup de aici și capătul, să vă zic sincer, când eram eu mică și uneori și acum, pun limba aici, introduc în gură și răsucesc până se lipește. Dar acum la filmare și ca să fie mai igienic, voi lipi bucata aceasta cu o bucată de scotch de hârtie. Nu pun mult ca să nu îngreuneze cornetul. Iar apoi este foarte, foarte simplu. Voi introduce pe țeava de plastic. În cazul în care vă iese cornetul mai grăsuț în partea de jos, la bază, și nu intră prin țeavă, ia zi-mi, acesta intră, parcă se blochează puțin. Acolo unde simt că se blochează, pur și simplu cu degetele rup fâșia aceasta
am grijă să desfac, să intre aerul și în momentul în care pun la gură și suflu puternic, aerul împinge cornetul și îl trimite acolo unde am nevoie. Dacă vreau cu boltă să se ducă așa în direcția aceasta, să ajungă mai departe, țin cornetul mai sus. Dacă vreau să ajungă mai jos, îl țin țeava mai jos. Așa că uitați ce vă propun. O să vă dau câteva cornete gata făcute. Ne alegem un loc de acolo de la care voi să porniți și suflați aici la țintă. S-a făcut? Da. Bun, hai să trecem la suflat. Gata, ne-am așezat pe poziție. Voi stați pe păturică, ținta vă așteaptă acolo. Vă propun ca împreună, facem muncă de echipă, nu competiție, să adunăm 10 puncte. Un punct este atunci când atinge cornetul ținta. Poate să atingă pe margine, în centru, nu contează, ci doar să atingă bucata de polistire. O să pune, vă rog să puneți aici în capăt și apoi să suflați spre țintă. Levi, încep tu? Ia să vedem. De încercare. Prima... A, puțin mai sus, stai un pic, le suflăm pe toate cele pe care le avem aici, apoi vă duceți să le luați. Un punct! Aproape de două. Vă duce să luați muniția. Stai tu aici că le aduce Levi și apoi te duci după el. Cât a fost de aproape. Ce faci, Thais, acum? Nu mai atingi? Sunt sigură că o să reușim totuși să ajungem la 10. A, mai cu viață. A fost cu multă viață, s-a dus prea departe. A, s-a și înfipt, 2 puncte, asta e. Ah, cât a fost de aproape. Că mie de aici mi se pare... Wow, 3. Ah, pe aproape. 5. Ah. La 5, la 4 rămasesem, nu? Bun, 5. Aproape 6. Acum atins, chiar 6. Ce se întâmplă? Bun, asta a fost al? 7-lea. Al 7-lea, mai avem 3 puncte și facem totalul. 8. 9. Deveniți din ce în ce mai buni. 10. Hai să vedem dacă ajungem. A fost foarte aproape de 11, dar felicitări. Împreună ați obținut cele 10 puncte. A fost nemaipomenit. Dragilor, încheiem jocul aici, însă vă invităm și pe voi să ieșiți afară, poate în fața blocului, în curte sau poate chiar în pădure, așa cum am făcut noi astăzi, și să vă jucați acest joc, iar dacă vremea e nefavorabilă, mergeți și în casă, doar să aveți grijă la obiectele mai fragile, să rămână în siguranță. Noi acum ne oprim aici cu jocul și vă invităm să urmăriți prezentarea de carte, apoi revenim pentru a încheia această ediție. Este momentul pentru prezentarea de carte. Avem aici 2 cărți din seria Petson și Findus de la editura Panda din grupul editorial 3 și jetoanele acestea cu insecte din seria Micul Biolog. Haideți să le luăm pe rând și să vedem ce se ascunde în interior. Vânătoarea de vulpi prezintă povestea lui Petson și a lui Findus. Moș Petson și motanul lui Findus stăteau la țară într-o casă cu grădină și curte, aveau și câteva găini într-un coteț, destule lemne pentru foc și tot ce le trebuia în șopron. Dar Findus nu este o pisică obișnuită, pentru că vorbește și împreună cu
Petson pune la cale tot felul de planuri, de ghidușii, de lucruri interesante. De exemplu, aici un vecin mai supărat, Gustafsson, îi anunță că e posibil să-i viziteze vulpea și el este decis să o împuște. Dar fiind dus, spune că nu, vulpile nu trebuie împușcate, trebuie păcălite. Eu le păcălesc tot timpul, spuse Findus. Iar apoi, împreună cu Petson, fac un plan cum să sperie și cum să păcălească vulpea, în așa fel încât să nu mai vină niciodată în vizită la găinile lor și să nu se atingă de ele, bineînțeles. Se gândesc să umfle un balon în care să pună piper, construiesc o machetă a unei găini, cer și de la Fulguța și prietenele ei niște fulgi, niște pene, în așa fel încât găina pe care o realizează să fie cât mai aproape de una reală. Și mi-mi plac foarte, foarte mult ilustrațiile, pentru că ele sunt pline de detalii, care mai de care mai amuzante. De exemplu, îl găsim pe Findus ascuns ori în sertare, ori în dulap, găsim tot fel de invenții, pentru că Petson era un moș inventator, găsim niște personaje imaginare care trăiau în casa lui Petson, cum ar fi flecăreții aceștia care fac duș într-o cadă foarte mică sau un creion strâns și fixat într-un cui să nu cumva să se piardă. A, și acum ne-ar trebui niște pene. Ai tu niște pene, Findus? Eu? Nu. Uite că n-am nici pene, spuse Motan. Întreabă pe Fulguța. Fulguța era șefa găinilor. Fulguțo, avem nevoie de niște pene ca să speriem pe vulpe. Va trebui să sacrificați câteva pene, fiecare dintre voi, spre binele vostru. Fulguța și înălță ciocul în vânt și se duse la celelalte găini și în cele din urmă se întoarse cu o pungă cu pene. Dar să știți că le vrem înapoi, spuse ea cu o expresie îndârjită. Da, da, stai liniștită, vi le dăm înapoi, răspunse Petso. Ei fac un plan și se gândesc cum să-l complice, să mai adauge poate focuri de artificii sau poate chiar o fantomă, dar nu una reală, bineînțeles. Află Findus cu ocazia aceasta că el poate fi o fantomă dacă își pune un cearșaf deasupra. Și fac planul, stau la pândă, vine vulpea, dar oare tot războiul acesta este pentru vulpe sau pentru altcineva? Aflați chiar din carte dacă le-a ieșit planul așa cum și-au dorit sau, din contră, mesajul de a nu vâna vulpi a ajuns la cine trebuia. Tot în același spirit este și cartea cu Findus se mută, tot cu Findus în rolul principal și Moș Petson care îl însoțește și ei petrec mult timp în natură, au parte de tot felul de aventuri. Findus își dorește o casă proprie pentru că îi place mult să țopăie și să nu mai deranjeze pe Petson dimineața. Așa că Findus are o parte de o casă atipică pe care o aranjează, își pune tapet, Petson între timp se ocupă și de grădină, fac o mică petrecere cu clătite și apoi află cum este să fii singur și lui Moș Petson nu prea îi place lucrul acesta, dar surpriză, nici Findus nu rezistă prea mult timp în casa lui separată. Și de asemenea găsim și aici tot felul de detalii foarte interesante și amuzante în ilustrații care îmbogățesc povestea lui Findus care se mută de la editura Panda din grupul editorial 3. Și dacă tot vorbim despre natură, despre timp petrecut acolo printre viețuitoare și dorința aceasta de a descoperi mai multe din comorile naturii, din seria Micul Biolog vă prezint jetoanele acestea cu insecte și în pădure am văzut deja gândăcii aceștia, vaca domnului, putem vedea aproape de lac și libelule sau fluturi și găsim aici tot felul de informații de la locul în care se poate găsi acea insectă, la perioada de zbor, modul de dezvoltare, ce preferă să consume pentru a se hrăni și cum iernează. Iar pe partea cealaltă se continuă informațiile și ilustrațiile
foarte detaliate, în așa fel încât să putem vedea și să putem identifica mult mai ușor insectele atunci când mergem în natură. Și când am fost la lac să facem plutele, am văzut o insectă care stătea chiar pe suprafața apei și am descoperit aici că se numește alergătorul pe apă, Geris spec, cred că de la specie, din ordinul Hemiptere, unde pe suprafața apelor stătătoare, exact acolo am găsit-o și noi. Perioada de zbor, din aprilie până în septembrie, fără aripi, incapabil de zbor. Noi am filmat la finalul lunii iunie. Deci se încadrează. Dezvoltare, ou, larvă sau nimfă, ploșniță, alimentație, insecte mici și alte detalii. Vă recomand setul acesta și celelalte seturi din seria Micul Biolog de la editura DPH, pentru că sunt foarte ușor de luat cu noi în buzunar sau în rucsac atunci când mergem în natură și găsim cele mai comune specii. De asemenea și aceste jetoane, dar și cartea Findu-se mută sau Vânătoarea de vulpi de la editura Panda pot fi ale uneia dintre voi dacă participați la concursul nostru. Cum? E foarte simplu. În ultima duminică din lună îi rugați pe părinții voștri să vă înscrie la concursul nostru pe pagina de Facebook, pagina emisiunii Căsuța cu Idei, să posteze un comentariu acolo la fotografia de concurs și să vedem prin tragere la sorți la cine va ajunge acest pachet, dar și celelalte cărți și obiecte prezentate în emisiunea noastră în decursul acestei luni. Vă aștept pe toți și vă doresc mult, mult succes! Este momentul să vedem ce cuvinte cheie au pus copiii în cutia curioșilor cât timp voi ați urmărit prezentarea de carte. O să iau primul cuvânt. Pe bilețelul acesta scrie bărci. Dintre voi doi, cine a scris bărci și de ce a ales acest cuvânt? Eu l-am scris. Da. Am scris bărci din cauza că mi-a plăcut activitatea cu bărcuțele. A, cea de la lac. Da. Dintre cele patru modele de bărci, plute, care ți s-a părut cea mai interesantă și ai vrea să o faci și tu cu altă ocazie? La microfon, te rog. Cea din bețe. Cea din bețe, cu bețele de frigărui trecute prin tulpini? Da. Super, îți mulțumesc! Și pentru că astăzi sunteți doar doi, e foarte simplu să-mi dau seama cine a scris pe al doilea bilețel. Creații! De ce ai ales acest cuvânt, Thais? Eu am ales acest cuvânt deoarece am văzut multe creații, multe lucruri pe care le-a creat Dumnezeu. Și m-am minunat de ele. Îmi place foarte mult și cuvântul tău și ideea pe care ai exprimat-o acum, așa că îți mulțumesc, Thais, pentru acest cuvânt și, într-adevăr, dragilor, este o ocazie de a petrece timp în natură și de a învăța despre creația lui Dumnezeu, de a ne bucura și de a învăța lucruri frumoase de aici. Îți mulțumesc și pentru ideea ta, Levi, și pentru că amândoi vă mulțumesc amândorura pentru că m-ați ajutat să realizăm plutele, să căutăm tot fel de lucruri aici, să ne jucăm și să ne bucurăm împreună. Mulțumesc și echipei tehnice și vouă pentru că ne-ați urmărit. Dacă doriți să revedeți această ediție, puteți căuta pe canalul nostru de YouTube Speranța TV Kids sau chiar și pe TikTok ne puteți urmări, căutați Căsuța cu Idei unde puteți vedea tot fel de lucruri și detalii din culise. Iar acum nu mai rămâne decât să ne luăm rămas bun noi toți de la voi și să vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici, în Căsuța cu Idei.